Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat astăzi că anulează pelerinajul de flori din municipiul Suceava. Pelerinajul era programat sâmbătă după-amiază pe traseul Catedrala Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou. Măsura a fost luată din cauza atenționării de codroșu de nisor și Viscol. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților recomandă că acest pelerinaj să se desfășoare după rândul la transmisă de către Sectorul de misiune al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în fiecare parohie și mănăstire în ziua de 9 aprilie după sfânta liturghie.